Bine v-am regăsit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea, iar astăzi, în cadrul acestei întâlniri, vom discuta despre mulțimea numărelor întregi, aplicații. Matematică, clasa a 6-a. Să ne reamintim. Prin numere întregi pozitive înțelegem orice număr natural nenul. Prin numere întregi negative, înțelegem orice număr natural nenul scris cu semnul minus în față. Astfel, avem următoarele notații. Z mare cu semnul plus în dreapta jos este același lucru cu N cu steluță în partea dreaptă, N star. Și înțelegem prin aceasta mulțimea numerelor întregi pozitive sau altfel mulțimea numerelor naturale nenul. Prin Z mare cu semnul minus în partea dreaptă, adică mulțimea minus 1, minus 2 și așa mai departe, înțelegem mulțimea numerelor întregi negative. Trebuie să precizăm că numărul 0 este considerat a fi număr întreg care nu este nici negativ, dar nici pozitiv. În felul acesta, mulțimea numerelor întregi se notează cu Z și reprezintă reuniunea dintre mulțimea numerelor întregi pozitive Z+, mulțimea numerelor întregi negative și 0. Z cu steluță în partea dreaptă sus reprezintă mulțimea Z a numerelor întregi fără 0, adică mulțimea numerelor întregi nenul. Observație, prin numere întregi nenegative vom înțelege numerele din mulțimea Z plus la care îl adăugăm pe 0. Să vedem în continuare câteva aplicații. Prima dintre acestea ne cere să calculăm minus 8 adunat cu minus 6 minus 14 plus modul din 5 plus modul din minus 10. Obținem minus 8 minus 6 minus 14, modulul lui 5 este 5, modulul lui minus 10 este 10, deci plus 5 și plus 10. Putem folosi regula de adunare a numerelor întregi care au același semn, adunăm în paranteză modulele acestor numere, care sunt 8, 6 și 14, și punem în fața parantezei semnul comun, adică semnul minus. În continuare, operația de adunare între 5 și 10 ne dă ca rezultat 15. Și atunci avem de adunat două numere întregi de semne opuse, minus 28 și 15. Conform regulii de adunare pe numere întregi opuse, efectuăm în paranteză operația de scădere dintre modulul mai mare și modulul mai mic. Modulul lui minus 28 este 28. Modulul lui 15 este 15. Deci, în paranteză, efectuăm diferența dintre aceste module, 28 minus 15, și atribuim rezultatului semnul numărului mai mare în modul, adică al lui minus 28. Rezultatul fiind minus 13. A doua aplicație, considerăm numărul A, fiind egal cu suma a trei module, x minus 3 plus x minus 1 în modul plus x plus 2 în modul. Exercițiul cerându-ne să determinăm valoarea acestui număr A pentru fiecare valoare corespunzătoare lui x din mulțimea minus 2, 1, respectiv 2. Pe rând, pentru x egal cu minus 2, numărul A este modul din minus 2 minus 3 plus modul din minus 2 minus 1 plus
modul din minus 2 plus 2. Minus 2 minus 3 ne dă minus 5, conform regulii de adunare a numărilor întregi care au același semn. Modulul lui minus 5 o să ne dea 5. Modulul lui minus 2 adunat cu minus 2 minus 1 ne dă modul din minus 3, care este 3. Iar pentru cel din urmă modul, modul din minus 2 plus 0, avem tot una cu modulul lui 0, care este 0. Și atunci numărul A în acest caz este egal cu 5 plus 3, adică 8. În continuare, pentru x egal cu 1, avem A egal modul din 1 minus 3 plus modul din 1 minus 1 plus modul din 1 plus 2. 1 minus 3, conform regulii de adunare a numerelor întregi de semne opuse, este egal cu minus 2. Modulul lui minus 2 este 2. Apoi 1 minus 1 ne dă 0. Modulul lui 0 este 0. 1 plus 2 egal cu 3. Modul din 3 fiind egal cu 3. În această situație, A este 2 plus 0 plus 3, deci A egal cu 5. În cele din urmă, pentru x egal cu 2, avem A egal modul din 2 minus 3 plus modul din 2 minus 1 plus modul din 2 plus 2. Așadar, A este modul din minus 1 plus modul din 1 plus modul din 4. Modulul lui minus 1 este 1. Modulul lui 1 este tot 1. Modul din 4 e 4. Și atunci A este suma 1 plus 2 plus 4. Așadar, A egal cu 6. În încheiere, vă propun ca temă de reflexie calculul următoarei sume. S egal cu 1 minus 2 plus 3 minus 4 și așa mai departe, plus 2020 minus 2021 și plus 2022. Vă mulțumesc pentru atenție și participare și vă aștept la o nouă întâlnire. La revedere!